Și voi vedea un nou episod. Am mai cumpărat unul ei. Bine, m-am făcut mai de mult. McLaren Senna GT. Frumos, aici. Asta nu vi le arăt pe astea, nu sunt voi să le vedeți. Dar e gen V8. V8, 4 cilindri. Deocamdată nu trebuie să vedeți ce dotărare că arată pe cutie, ce dotărare, dar le puteți să vedeți vorba lui. Cam așa arată. După mine, viața reală, nu cred că așa o să arate, dar... Asta-i tata. McLaren Senna GT. Și uitați, are aici o roată. Vedeți că toate sunt schimbate ca la celelalte. De asta. Vă întrebați de ce? Uitați. Pistoane. Zboară mașina asta. Hai să vă arăt, nu știu dacă mai țineți minte, să fie asta așa. Bun, și acum, asta nu am înțeles ce e asta în primul rând, da. Vă întreba ce e rotița asta. Sunt mișcarea roților, din câte vedeți. Asta e o capotă, dar dacă vreți să vedeți ce e sub asta, asta e. Sub portbagaj. Aici, general, sunt farurile. Așa. Deci, acest McLaren este de curse, din câte vedeți. Ușile se deschid în astfel. Eu n-am niciun Lego care să se deschidă ușile așa. Și hai să vă arăt unde are țevile de eșapament, brodere. Uite aici, au băieții. Vedeți? Mai ales că aici scrie McLaren. Fără glumițe. Și vă să nu vă mai ceva la cutie. Uite. Vedeți, de 10 ani plus, și am aproape 8 ani. Nu vă întrebați de ce. Aici este 10 ani plus. L-am terminat ăsta în vreo 2-3 zile. În 2 zile. Și are, și se numește, dacă vă mint, vină aici, domnule cameraman. Și ce scrie McLaren Senna GT. Nu v-am glumit de GT. Și hai să vă spun de motorul. Deci, 4 cilindri, turbo V8, 814, top speed 2322 km/h, 060 mph. Acest McLaren, după cum vedeți, e în V. Și are 8 pistoane, adică gen 4 pe patru pe partea asta, patru pe partea cealaltă. Dacă vă întrebați, o să mai postez un videoclip cu aceeași dotare, numai că, da. Așa. Și, gen, astea vă întrebați ce sunt? Aici sunt oglinzile. Și, da, astea sunt, are o grămadă de dotări, dacă vă întrebați. Așa arată pe sub mașină. Nu prea multe are. E bun. Și acum să vă arăt eu ceva. Așa, să vă arăt eu ceva. Ceva extrem de tare. Nu ți-am pus un doge de la mă. Cum e doge de? Aceeași dotare cu pistoanele. Pentru că aceasta, vedeți, are niște pistoane diferite, pentru că acesta e mai complicat. La fel, la mișcare se mișcă pistoanele tot pe o roată. Vedeți, deci aici se mișcă motorul. Și aici la fel. Mică schimbare, și ăsta e în V8, și ăsta e în V8. Numai că aici are motorul în față, aici are motorul în spate. Fiindcă, eu nu știu, McLaren este, dacă știți voi, McLaren Senna este mașina principală de pe Forza Horizon 4. Nu știu care o să fie pe Horizon 5, cum o să se lanseze. Și da, la revedere!